podcast. Astăzi îl avem din nou de la distanță, pentru că momentan încă este periculos din punctul meu de vedere să ne vedem în studio. Îl avem pe Gheorghe Stamate, a.k.a. Scaro. Zic bine, nu? Da, de unde vei la numele? Că scris că nu prea l-o numele, cred că apare flexez pe nicăieri. Cred că apare pe Instagram, dacă nu mă înșel. Da? Eu nu prea mă bat Insta-ul și nu știam cum să fac și de alea. Da, ai dreptate. Bun, okay. Hai să vorbim puțin în prima fază despre Gheorghe. Cine este Gheorghe, de unde vine, ce face for a living? Ok, Gheorghe, de cine este? Cum să răspund la asta? Ce face for a living? Sărim acolo. Stream de 3 ani de zile. Ok. Locuiesc în Hunedoara momentan. Am 27 de ani. Ok. Mereu stau să mă gândesc la partea asta. Aș fi zis că ești undeva pe la 21-22, sincer. Deci, e bine. Mulțumesc. I act like it, poate și de aia, știi? Ok. Locuiesc în Hunedoara momentan, dar mă tot mut. Am stat în Cluj 6 luni de zile. M-am mutat în Hunedoara de vreo 6. Am stat în Arad un pic cu stream-ul. De unde ești de loc? Unde te-ai născut? În Lebach, Germania. Oh. Și m-am mutat în România când aveam vreo 3 ani, ceva de genul. Am crescut în Deva. Aha. Apoi pe la 13 ani m-am mutat în Hunedoara. Apoi am plecat pe la 21 în Londra. Apoi m-am întors în Arad. Apoi în Hunedoara. Cluj, Hunedoara, cum iară. Wow, da. Cred că a fost foarte greu messy. Să păstrezi relații de prietenie cu oameni cu toată mutarea asta. Chestia cu relațiile, uite, majoritatea prietenilor pe care îi am de foarte mult timp sunt și ei gameri, știi? Și ne-am menținut relațiile online, ne-am jucat împreună mereu, a fost ușor să comunicăm. Am înțeles, da. Mereu când aud o chestie de genul, mă simt puțin ciudat că e aiurea, știu ce greu e să menții niște relații când stai în același oraș cu un om, da, să fie la distanță. Așa. Și etc. Ei, la început, adică după chiar când m-am mutat am copilărit în Deva și după m-am mutat în Hedoara, atunci a fost cea mai nașpa lovitură, să spun așa, din punct de vedere al relațiilor cu prieteni și toate cele, mai ales că eram și un puștan, știi? Mm-hmm. Dar cu cei care contează, spun așa, mi-am păstrat relația de atunci. Am înțeles. Cine este Scaro? Scaro s-a născut acum vreo 10 ani, ceva de genul. Mă jucam Lineage 2, nu știu dacă ai auzit, un MMORPG. Da, am auzit. Și mă jucam super hardcore jocul ăla. Eram numai după ce am făcut mutarea asta, bine, atunci am început să mă joc, după ce am făcut mutarea asta din Deva Hunedoara, a pierdut prieteni, bla bla bla, dar prietenii mei se jucau o parte din ei și ei Lineage 2. Și am zis, hai să ne jucăm, să ne întâlnim, să... Na. Și la un moment dat, după ceva ani, după ce m-am jucat jocul ăla foarte intens, am avut oportunitatea de a deveni admin, game master pe jocul respectiv, știi? Mm-hmm. Și aveam o frică de asta, de a nu îmi șterge, nu e bine spus, nu știu cum să spun. Adică eram, I was pretty good at the game, mm-hmm. Și dacă peste noapte ar fi aflat lumea că uite, bă, ăsta e admin, știi? Parcă tot progresul ăla n-ar mai fi însemnat nimic, că lumea ar fi spus după aia, pe ăsta e admin, normal că își dă iteme și tot fel de chestii, știi? Și atunci am stat și mi-am căutat un nou nick, o nouă identitate, să spun așa, și eram mai edgy pe atunci, am intrat pe ceva site de ăsta weird, de-ți traducea din English în tot felul de limbi dubioase, și am scris ceva gen dark and light, am combinat două cuvinte de astea opuse, nu mai știu exact care au fost, și a ieșit Scararo. Și de-a lungul timpului am mai scos de acolo un Arșu și Scararo. Interesant. Și am rămas cu el de atunci, dacă mi-a plăcut foarte mult cum sună. Zim că n-ai pus prima dată mâna pe un PC. Eram, nu mi-am amintesc ce vârstă aveam. Eram la bunica mea, unchiul meu stătea acolo și unchiul meu nu știu de unde a pus mâna pe un PC. N-avea Windows, n-avea sistem de operare pe el, practic. Și îmi și amintesc că avea mai multe jocuri, dar mie mi se părea o vrăjitorie totală. Adică nu înțeleg, mi se părea că era mare hacker, că trebuia să scrie comenzi de alea, nu știu, era... Nu mi-am amintesc exact să spun, dar trebuia să dai run și chestii la anumite jocuri, să... Da, era weird, n-avea interfață, știi cum e Windows, cum e easy peasy. Și știu că avea mai multe jocuri, dar unul dintre ele era cu cowboy, era alb-negru, trebuia să împuși niște cowboy care ieșeau, ba pe fereastră, ba pe ușă, efectiv, era un fel de... Știi jocul ăla cu Duck Hunt? Da, de genul. Da. Nu, numai cu cowboy, na. Și m-a lăsat să mă joc odată și am fost super happy și aia a fost prima experiență cu un PC. Dar mi se părea ceva...
complet peste capul meu. Nu mi-imaginam vreodată că o să fiu în stare să folosesc un calculator pe atunci. Mi se vedea ceva extraordinar. Și de-a lungul timpului ce jocuri ai jucat? Următoarea experiență după aia a fost la ceva prietene de familie și m-am jucat primul joc ca lumea pe care pot zice că l-am jucat, a fost Jazz Jack Rabbit 2, dacă îl știi. Da, îl știu. Ăla știu, cu doi iepurași, da. Senzațional jocul ăla. O grămadă de StarCraft, Heroes, jocuri de astea, Counter-Strike, dar mă duceam la internet cafe, știi? Nu mă jucam acasă când aveam PC. Aha, am înțeles, deci ai prins partea StarCraft. Da, toți banii mei, știu că nu mâncam la școală, îmi țineam absolut toți banii de pachet, de everything și în weekend mă duceam 3 plus 1, 7 plus 5 plus 2 sau cum era pe atunci. Ce tare. Am văzut că ai și foarte multă activitate pe YouTube, nu? Când ai început acel canal? Foarte multă nu mai este acum. Acum vreau să mă focusez foarte mult pe Twitch, că îmi face o deosebită plăcere să fac live-uri pe Twitch. Pe YouTube am început acum 3 ani aproximativ, în 2017. Și acum nu prea mai am atât activitate, la început am fost foarte disciplinat când în privința asta, știi, cu la început de tot. Da. E mai long story-o leacă, dar la început de tot m-am uitat să văd ce prinde prin România și am văzut că era la modă, încă era la modă GTA-ul pe atunci. Eu nu prea m-am jucat jocuri de astea single player cu poveste. Și am zis, bă, ce tare, mi-ar plăcea să le joc, dar să am și un... Adică nu prea le-aș juca doar pentru mine, să spun așa, știi? Dar dacă am o audiență sau dacă o fac pentru ceva, parcă, știi, nu mi-ar displăcea în niciun caz. Și mă jucam GTA, evident, nu a prins, fiindcă toată lumea făcea chestia și eu eram un nimeni, știi, la început. Și m-am apucat ulterior, când mi-a explodat între ghilimele canalul, cu Clash Royale, Mobile Games. Prind foarte bine România. Și te-ai plictisit de treaba asta cu YouTube-ul sau de ce? Mă, nu-i de plictiseală. În România să faci YouTube, mi se pare... În România nu merită să faci content de calitate pe YouTube, cel puțin. Adică să zicem că stai și muncești la un... clip cât vrei tu și nu ești răsplătit pentru munca aia, știi, pentru un clip, să zicem, la care stai câteva zile, multe zile, ore, etc. Și în România se vinde quantity, pur și simplu, cât de trei efectiv nu trebuie să-i dai start în OBS, stop în OBS, le-ai urcat pe YouTube așa cum o fi, știi, cât de mult quantity să fie, te mai mulțărești o leacă și aia prinde, știi, și chiar dacă în România CPM și toate alea sunt micuțe, dacă ai mult quantity, se adună view-urile, scoți ceva, știi, și eu prefer interacțiunea asta live. Plus că mă joc de obicei jocuri competitive, multiplayer, nu mă prea joc single player și e un pic mai greu să faci episoade, să spun așa, din chestii competitive. Adică trebuie să te joci mult până ți iese ceva worthy de postat, să spun. Și când ai luat prima dată contact cu ideea de live stream? Când ai văzut primul live? Când am văzut primul live? Nu mi-amintesc exact. Știu că mă jucam LOL cu prieteni și... Eu eram foarte, am o mentalitate destul de stupidă când vine vorba de jocuri, nu-mi place să învăț de la alții, îmi place să trial and error, știi, să încerc să eșuez, să încerc să eșuez până mie să mie cum vreau eu, stilul meu. Că am impresia că dacă te uiți la alții, o să fii mereu sub, oricât de bine cât de mult ai învățat, știi, o să fii sub persoana de la care tu înveți mereu, știi, că te duci pe stilul acelei persoane. Și prietenii mei când mă jucam LOL se uitau pe Twitch la tot felul de streamer, plus că a fost ceva, la un moment dat când am intrat eu prima dată pe stream, era ceva campionat de ăsta foarte mare de LOL. Și am intrat să văd care e șmecheria și m-am uitat puțin și am ieșit. Interesant, foarte mulți oameni au văzut prima dată campionate de LOL pe Twitch și au încercat să facă și ei. Dar pe tine ce te-a determinat? Că înțeleg că ziceai că single player nu voiai să joci pentru că nu aveai o interacțiune cu oamenii, nu aveai, probabil asta te-a făcut și pe tine să încerci live-urile? Nu, n-am făcut single player nu fiindcă nu aveam o interacțiune cu oamenii, ci fiindcă nu-mi face mie o deosebită plăcere să mă joc single player, adică sunt mult mai satisfăcut dintr-un joc dacă e multiplayer, dacă e competitiv, dacă simt progresia aia că nu are un ending, să spun așa. Știi că la single player ai terminat povestea și that's about it. La un joc multiplayer te joci, știi, you get better and then you get even better. Da, eu simt că la un single player at some point o să treci de acel...
boss, aceea, na, acel, na, etapă, level, etc. Doar că în multiplayer mereu va fi un om mai bun. Exact, și exact. Cam exact. Asta e mult mai dificil. Și nu se termină, da. Ai mereu, nu, mai ales că single player-le sunt destul de short. Știi? Și e puțin, pentru mine cel puțin, știi, tot progresul ăla devii din ce în ce mai puternic or whatever în joc, știi, dintr-o dată it's done, numai ce să faci, acolo s-a terminat toată șmecheria. Care era întrebarea, că am și uitat când ne-am... Ce te-ai determinat să încerci și tu? Streaming-ul? Păi, voiam să trăiesc din chestia asta, mie îmi place foarte mult să mă joc de când mă știu, mă joc, ți-am spus, nu mâncam la școală ca să am bani să mă duc în weekend să mă joc și așa mai departe și îmi doream foarte mult să trăiesc din ceva related to gaming. Și nu știam, la început nu știam exact care sunt opțiunile, nu știam de streaming și la început, adică în 2012 parcă am luat decizia, pe atunci când mă uitam să văd bă, cum aș putea să trăiesc din gaming, cam singurele opțiuni erau o carieră în ceva legat de game design, whatever, artist, programator sau chiar game, știi, designer, main sau whatever. Și am decis să mă duc la universitate, să studiez game design, în România cel puțin din ce știu nu era așa ceva pe atunci și așa am ajuns în UK și acolo am renunțat la universitate și am aflat prin 2014-ish, am aflat că există oameni care se joacă și trăiesc din asta, de Twitch, știi, de streameri. Și eram like, bă, ce tare, stai puțin, cum, sună mult mai bine decât știi, să te duci la universitate, să nu știu ce, stai puțin. Și atunci am făcut puțin stream pe Twitch în engleză, că a apărut un joc, posibil să greșesc anul, dar cred că 2014, a apărut un joc Heroes of the Storm, dacă știi, de la Blizzard, MOBA. Și l-am prins acces, nu știu cum am avut eu norocul ăsta, am prins acces din beta și am zis, no, bun, o să mă joc jocul ăsta, o să-l învăț, o să fiu foarte bun, mi-am și ales, mi-am amintesc cel mai dificil campion din punctul meu de vedere, cel puțin, ca să stand out, știi, din mulțime, să spun așa. Și m-am jucat foarte mult, numai că stream-ul meu a fost absolut penibil. De ce? Sunet, video, tot era messed up, nu știam nimic să fac. Era la început. Okay, știi? Păi da, dar nu mi-am făcut temele, știi? Și am renunțat după o săptămână. Aveam și un prieten care m-a ajutat, care se pricepea mai bine decât mine, dar aparent amândoi împreună am fost total garbage. Mm-hmm. Și am renunțat la idee, adică n-am renunțat la ideea, am renunțat la mai face stream atunci și de atunci am început să mă documentez, să învăț, efectiv, să învăț ce înseamnă streaming-ul, cum să o fac mai bine, etc. Și asta am făcut în timp ce mi-am strâns bănuți, că am muncit pe acolo și mi-am strâns bănuți și toți bănuți pe care am strâns am investit într-un PC, în echipament de streaming. Mm-hmm. Și la un moment dat am renunțat, scuze, am renunțat la job, la tot de acolo, am zis, bă, eu vreau să fac streaming, dar eram conștient că nu pot să am un job să fac și streaming properly, știi? Adică nu puteam să o fac chiar cum voiam eu să o fac dacă aveam un job, fiindcă eram extenuat după job. Da. Și am zis că ok, am vorbit cu ai mei, am întrebat, băi, nu, eu am estimat că după un an de zile aproximativ o să producă bănuți toată treaba asta. Aveam eu niște bănuți puși deoparte și am vorbit cu ai mei, mamă, vezi că vin acasă, cam un an de zile probabil nu o să produc nimic, o să-ți mânc din frigider, știi, și cam atât. Mă ții, o zis că e ok, gen mor susținut din punctul ăsta de vedere, care a fost și cel mai important, financiar să spunem, că până la urmă, știi că am putut să stau acasă să mânc de la aia din frigider, a fost financiar. Și, nu, la un moment dat a început să producă bani treaba asta, puțin mai repede decât am anticipat eu și de atunci trăiesc din asta. Deci se poate trăi? 100% se poate trăi, se poate trăi foarte bine din streaming, dar... Trebuie să fii, să fii decis ce vrei să faci, în sensul că, uite, ce fac eu acum, eu pot să fac ce fac acum, fiindcă am făcut ce trebuia înainte, dacă are vreun sens. Adică dacă un om nou, care n-a mai făcut stream până acum, n-are o audiență deja, se apucă pur și simplu să facă ce fac eu efectiv acum dau drumul la live pe Twitch și mă joc jocuri competitive, vorbesc cu chat-ul, nu. Comunitatea aia, o mână de oameni, cât sunt ei, i-am adunat de-a lungul a 3 ani, să spunem, știi? No. Și tu dacă n-ai comunitatea aia, n-ai nicio șansă, din punctul meu de vedere cel puțin, să trăiești 100%, nu poți, și să crești va fi extraordinar de greu și foarte, foarte, foarte lent. Și mai ales pe Twitch. Pe Twitch mie nu mi se pare că... Twitch e mai mult de fun. Nu mi se pare că e ok
pentru a trăi din asta, cel puțin în România. Adică sunt foarte puțini oameni, cred eu, pe Twitch românesc care pot trăi din asta. Da, vezi tu, tu ai avut și startul, să zic așa, cu YouTube-ul. Ai avut oarecum oameni formați de acolo, pentru că am văzut că ai undeva la 160.000 de subscriberi sau ceva genul, 170.000. Nu, 130 ceva pe acolo. Ah, da, ok. Asta zic, ai avut un start și probabil că dacă nu l-aveai, nu reușeai într-un an să faci toată treaba asta. Da, să nu se înțeleagă greșit, eu nu fac de un an pe Twitch, eu pe Twitch sunt de vreo 3 luni, sunt foarte fresh, sunt foarte out of the loop, știi? Cu ce se întâmplă pe aici, chiar mă simt, intru pe streamuri și mai ies tot felul de meme-uri și chestii pe care nu le înțeleg și mai văd oameni care normi alert și chestii de genul și eu mă simt, știi, am like, bă, dude, eu nu înțeleg ce se întâmplă, e interesant, dar I don't get it. E foarte, nu, eu mă consider outsider așa o leacă, mai am mult și bine până să înțeleg cum funcționează Twitch-ul, că n-am fost nici viewer, până să mă apuc de Twitch-ul n-am fost viewer pe Twitch. Asta zic, e important să fii consumator, să consumi, să vezi ce vrea chat-ul, cum se comportă chat-ul și să știi dacă nu știi ce să cere, nu știi ce să oferi, înțelegi? Da, da, ai dreptate. No, oricum, din punctul meu de vedere, să faci live în România pe Twitch, e să te apuci mai ales direct pe Twitch, mi se pare o greșeală. Depinde de ce o faci, de fapt, să ne înțelegem. Că dacă o faci și vrei să trăiești din asta, n-ai ce căuta pe Twitch. Pe Twitch îți aduci oameni de pe alte platforme, nu știu, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, wherever, știi? Nu vin oamenii de pe Twitch, pe Twitch, că nu prea sunt oameni în România pe Twitch. Mm-hmm. Și dacă vrei să faci, să trăiești din chestia asta, aș recomanda YouTube-ul toată ziua. Apropo de YouTube, de ce nu ai făcut live stream acolo? Am făcut foarte mult timp. Am avut o perioadă lungă în care nu mai postam nimic, făceam doar live-uri. Mm-hmm. Că de acolo am început, de fapt, cu live-urile properly. Că la început postam videouri, am văzut că nu mergeau. Și m-am apucat după aia de live-uri și am văzut mai ales că eu am prins, să spunem, golden era aia pe YouTube când promovau live-urile extraordinar de mult. Dacă făceai live, nu conta că aveai 3 oameni pe live și te apăreai peste un clip cu foarte multe view-uri, de exemplu, la recomandate acolo și zic, uite-l, bă, pe ăsta e live. Și am avut noroc din privința asta că am început să fac live-uri, am văzut o creștere total, mult, mult mai mare peste cea cu video-uri numai, știi, și m-am oprit la un moment dat efectiv și am făcut numai live-uri. Live-uri lungi și am tot băgat live-uri, mult, mult timp. Și de ce ai făcut mutarea? Pe Twitch. Chat-ul pe YouTube e extraordinar de toxic și dacă faci live-uri acolo, sfatul e să citești chat-ul poate odată la 10 minute, citești câte un paragraf, câte o propoziție, câte ceva, atât. Mm-hmm. Și voiam efectiv să... Știi, aveam oameni care să comunic și pe YouTube, că de acolo au venit probabil majoritatea pe Twitch, știi? Numai că era greu să-i observ, să spun așa, din masele alea de troll de la stupid și ce mai era pe chat, știi? Și am vrut efectiv să mă joc, să fie plăcut, că am ajuns în punctul în care nu mai era plăcut să fac live-uri pe YouTube, știi? Și pe lângă asta, care au fost de fapt acum, am realizat că au fost the main factor, când ce mi-a pus capac, cei de la YouTube, nu știu, adică știi că ai și tu acum canalul ăsta de YouTube, știi că ai Creator Studio. No, și înainte, ei aveau unul vechi, Creator Studio Classic, ceva de genul. Yeah. No, și am primit, ăștia de la YouTube dau rollout la new features, pe rând, dau la 10.000 de creatori, după aia la încă 50.000, whatever, și so on and so on. Și am primit acces la noul Creator Studio și am zis, no, bine, hai să mă învăț cu el, dacă tot urmează să-l bage, adică au anunțat că îl vor scoate pe la vechi și îl bagă pe ăsta nou. Și am zis, bine, asta este, nu, mă adaptez, ce să fac. Și mi se părea total garbage, noul sistem și a fost o fază în vreo 3 zile, au modificat cum funcționează să faci live, să-ți faci, ai făcut live pe YouTube vreodată? Am făcut un caritabil la care am făcut un live, n-am prea înțeles care e treaba acolo, îl programezi? E mai complicat, nu? Da, sunt două metode. Faza cu programatul, aia sincer nici măcar nu înțeleg, nu știu exact cum e. Și după, bine, e una de îți programezi un event și după aia cealaltă fază tu îți pregătești OBS-ul, toate cele, dai start la stream, știi, pe Twitch dai start la stream și gata, ești live, toate bune și frumoase. Nu? Acolo dai start la stream, trebuie să-ți pregătești live-ul pe YouTube înainte, după dai start la stream din OBS și după trebuie să te duci înapoi pe pagina aia și aștepți să primească YouTube-ul feed-ul, fluxul cum ar veni, da, de la OBS și trebuie să dai încă o dată start la stream de pe YouTube. Și dacă tu, de exemplu,
for some reason ai așteptat 3 secunde, 5 secunde, ai fost alt tab, 10, 1 minut poate, știi, automat tu ai delay pe live-ul respectiv de 1 minut sau cât ai așteptat. Ceea ce e foarte greșit din punctul meu de vedere, înainte nu era așa, știi, și au avut o fost o fază de vreo 3 zile în care într-o zi așa trebuia să-l faci, următoarea zi nu, după aia error, dar reverse înapoi, știi, și atunci mi-a pus capac și am zis, mă cac pe ea de platformă pentru live streaming, știi, și caut altceva. Mm-hmm. Și am făcut pe Twitch vreo 2-3 săptămâni și am văzut cât e de efectiv relaxant, la modul că pe YouTube când făceam un live de 5-6 ore, de foarte multe ori am pățit asta, să zicem că era 7 seara după ce terminam cu live-ul, mă duceam, mă ridicam, efectiv cădeam în pat și dormeam până dimineață, știi, eram rupt, eram mort, nu știu de ce mă obosea atât de tare. Și pe Twitch după 6, 7, 8 ore, știi, mă simt super bine, like, mă simt alea cu obosit, dar it's all good. Și când am, după ce am simțit chestia asta, știi, am zis, bă, eu vin pe Twitch și rămân aici, cât merge. Interesant. Ce îți place la stream-ul tău? Cum ți-ai descrie stream-ul și content-ul? Ok, this is tough. Ce-mi place la stream-ul meu, overall, îmi place că nu-i foarte aglomerat. Adică dacă intri la mine pe stream, efectiv, e web-ul meu și jocul și that's about it. Și eventual un goal de sub sau something, rare ori. Mie, asta e o chestie personală, cel puțin nu-mi plac stream-urile alea foarte încărcate, mai ales la fete, când vezi că au pe bară, sus, jos, stânga, dreapta, latest follower, latest subscriber, latest, na. E foarte iurea, pentru mine cel puțin, ca și viewer ar fi nașpa. Nu știu, e simplu stream-ul meu, dar nu știu ce să spun, ce-mi place mie. I mean... Ce jocuri te joci? Momentan Valorant m-a prins grav de tot. Urmează foarte curând Minecraft Dungeons și probabil niște Minecraft. Uh-huh. Niște Minecraft old school. Am înțeles. Da, te-a prins partea asta cu Valorant. Am văzut că ai fost și printre cei care a și prins valul mare, să zic așa. Cum da, a fost da, pentru da, tine da. Toată perioada asta? Obositoare? Ți-a adus aminte de YouTube puțin? Da, puțin da, să știi. Că chiar făceam cu un alt... La un moment dat am făcut live, mă jucam cu un alt streamer, el mai fost streamer, nu mai face acum stream. Și știu că mă rugam în continuu, bă, pune-te pe mute, pune-te pe mute, că tot răspundeam la same fucking question, over and over, știi? Cum iau drop, când apare, ho, și tot răspundeam, știi? Răspundeam fiindcă la un moment dat îți pierzi răbdare, știi cum e, să te răspunzi la aceeași întrebare, dar chestia e că, vezi tu, omul ăla care a venit pe live, și eu greșesc asta de multe ori și uneori îmi pierd răbdare și mă iau de unul care vine și mă întreabă, frate, nu mă ți-am zis și chestii de genul, dar poate omul efectiv a intrat acum o secundă pe live și el nu știa, nu știe care e treaba, știi, și pune și el o întrebare direct, e curios de o chestie. Și ne mai pierdem răbdarea și ne luăm de oamenii ăștia, dar nu cred că ar trebui să ne luăm de ei, chiar dacă sunt lene și nu-și fac temele, să spun așa, știi, în moment ce interesează un subiect, cum ar fi, băi, cum se ia Valorantul ăsta și el, primul lucru la care se gândește e să vină pe un live să întrebe streamerul, știi? În loc să dea un Google search sau ceva. Dar nu, n-ar trebui să ne pierdem răbdarea cu oamenii în general și o mai fac sedri din când în când și a fost obositoare partea asta cu drop-urile. Dar it's over now. Back to normal. E all good. Și zici că te-ai prins Valorantul, nu? Ești în zona de shootere momentan și vrei... De ce Minecraft Dungeons? Ce e? Explică-mi și mie ce e joculețul ăsta, că mi-a mai zis lumea de el. Ei... Lumea îl compară cu Diablo, dar e mult mai simplistic. Știi Diablo, nu? Da, da. Da, e mult mai simplist de atât și e nou, plus că vine de la o companie cu reputație bună. De? Eu de acum... la Da, știu, de la Mojang sau ceva genul să numesc. Da, ceva genul. Cred că au fost acăpărați de Microsoft, dacă nu mă înșel, but I might be wrong. Nu știu exact. Acum vreo 2 săptămâni am permis un redeem de să joc un joc și cineva mi-a dat și mie să mă joc prima dată Minecraft. Și este... Este foarte amuzant joculețul ăla, dar e foarte fain. M-am plictisit pentru că trebuie să... În prima fază vine foarte multă informație către tine. Faci cum să craftezi, cum să nu știu ce, și e greu în prima fază, dar cred că dacă aș trece peste pasul ăsta, m-aș juca destul de mult Minecraft. Dar uite că o să mă uit la Dungeons ăsta de care spui tu, poate o să asta e aimed pentru... copii, din ce am înțeles, în primul rând, deci o să fie foarte colorat. Ușor de înțeles. Okay. E colorat, whatever, dar foarte ușor de înțeles. Spune-mi ce nu îți place la stream sau ce ai de gând să schimbi.
La stream-ul meu sau în general? Sau? Și, și. Deci prima dată la stream-ul tău și după aia în general ce nu-ți place la, la live stream. Ce nu-mi place la stream-ul meu? Bine, pe lângă chestiile tehnice, că nu-s mulțumit niciodată de nimic. Uite, momentan web-ul meu e absolut penibil. Pe lângă chestiile tehnice, ce nu-mi place? Am devenit foarte toxic, mai ales de când mă joc Valorant. Sunt foarte... N-am o atitudine bună și... Observ chestia asta după live de obicei, știi, realizez, bă, stai că am fost super toxic, foarte nașpa tot live-ul, de ce am fost așa, știi, că am pus, de când m-am apucat, am pus foarte mare preț pe vibe-ul pe care îl dai pe stream. E o chestie extrem de importantă, fiindcă starea se transmite foarte ușor, dacă eu sunt happy, zâmbesc, toate bune, știi, tu vii, poate ești obosit după work sau whatever și fără să realizezi tu, poate știi subconștient, o să te simți mai bine după și poate tu nu realizezi direct că, băi, uite, am stat la ăsta era, avea good vibes și exact de aia m-am simțit. El mai vine poate și a doua ori la mine pe stream, fără să se gândească de ce vine, doar că s-o simți bine după, poate, știi? Dar dacă eu sunt super toxic și, nu știu, blestem și înjur și îmi bag picioarele și nu știu ce și nu știu cum, omul ăla, știi, și așa a avut el, cine știe, poate ce a avut, cu cine a avut de-a face în ziua respectivă și... Nu mai are energie, nu mai are chef de nimic și mă mai aude și pe mine cum bag și eu picioarele, păi nu mai vine niciodată la mine pe stream, știi? Și am observat în ultimul timp că am devenit foarte toxic și nu e ok și încerc să corectez chestia asta. Mm-hmm. Și la live stream în general? Live stream în general ce nu-mi place? E o întrebare greuță. Îți spun o chestie care m-a făcut să aleg YouTube-ul inițial, adică m-a făcut să nici nu consider Twitch-ul, chiar când m-am apucat acum 3 ani, știi, de toată treaba asta, e că pe Twitch am avut o experiență, de mai multe ori am intrat și am fost foarte trist că Twitch era recomandat ca o platformă de streaming pentru gaming and shit și intram și era o grămadă de fete de astea care aveau efectiv joc într-un pătrățel, cum te văd eu aici, extrem de mic, acolo era jocul, se jucau LOL sau whatever și erau ele restul pe tot ecranul și mi s-a părut like, dude, where's the fucking game, știi? Dacă vreau să văd, nu știu, cur și alte sele, mă duc pe alte site-uri de specialitate, nu vin pe Twitch, știi? Aici vin pentru jocuri și am fost foarte dezamăgit că aveau și foarte mulți viewer, le mergea și foarte bine și mă gândeam, păi, ce să caut eu aici, știi? Asta nu e de mine, asta e altceva. Mm-hmm. Nu știu ce cuvinte am voie să folosesc aici. Hai să revenim puțin, că mă roade o întrebare. Atunci când ai revenit în țară și ai spus mamei tale că timp de un an o să mănânci din frigiderul ei, să zic așa, folosesc cuvintele așa. Tale. Da. Ai simțit o oarecare presiune? Gen, bă, trebuie să reușesc, pentru că dacă nu mă întorc înapoi de aici. Eu am estimat de dinainte să plec. Am estimat că mi-ar lua cam un an de zile să reușesc să fac suficienți bănuți cât să mă întrețin, să zicem, cu un salariu minim pe economie. Ai mei au apartamentul ăsta care mi-a rămas mie, adică eu locuiesc aici și ei, chiar după ce am venit eu în țară, nu era planul ăsta făcut încă, după ce am venit în țară s-au hotărât ai mei cumva să își facă o casă în cealaltă parte a țării, efectiv, undeva să se mute la casă, că ăsta era visul lor de foarte mult timp, să aibă acolo grădină, o curte, animăluțe și toate cele. Și atunci mi-a apărut un time limit, să spun așa, că ei trebuiau să se mute și eu practic aveam timp până se mutau ei să mă descurc singur, cu mâncare, cu utilități, cu toate cele. Și atunci a devenit puțin ciudată treaba, fiindcă nu vedeam cum aș putea reuși on time să produc suficienți bănuți din chestia asta. Și am avut foarte mare noroc. S-au întâmplat două chestii odată. A fost nebunia cu Fortnite-ul. Am fost printre primii care s-au jucat Fortnite în România și la început mergea, a fost o chestie nașpa pentru canalul meu, fiindcă nu știa nimeni de el și mie îmi plăcea oricum foarte mult și m-am tot jucat și după a explodat dintr-o dată. Și când a explodat am început să fac bănuți pe live-uri. Și a doua chestie, am prins un contract cu ceva companie din China, probabil nu știi, de streaming. Trebuia să fac stream la ei pe platformă, trebuia să fac stream la ei pe platformă, minim 40 de ore pe lună, ceva de genul, și îți dădeau o grămadă de bănuți. Și un an și ceva, un an și jumate, cam așa, am avut foarte mare noroc cu băieții ăștia. Mm-hmm. Și au venit la fix toate chestiile astea și n-am mai avut nicio problemă, știi. Interesant. Bun, hai să revenim acum. Da.
spune-mi ce înseamnă, din punctul tău de vedere, un stream de succes în România. De succes? De succes? Explică-mi exact. Ce înțelegi tu prin succes acum? Pentru unul poate însemne cum că ar arăta? Să trăiești, pentru unul înseamnă foarte mulți bani, pentru unul înseamnă comunicare, nu știu ce înseamnă pentru tine. Ok, un stream perfect pentru mine, cum ar arăta? Probabil aș face stream, nu, pe Twitch, aș spune să am undeva la, în România, cred că dacă ai constant 200 de oameni pe live în România, poți trăi fără griji din chestia asta, eu asta cred, dar din nou, I don't know, că nu-s acolo. Evident, o audiență matură însemnând măcar 16+, chiar dacă, a nu se înțelege greșit, de-a lungul anilor de streaming am întâlnit foarte, foarte mulți puști și majoritatea, într-adevăr, needucați, dar i-am întâlnit și pe ea foarte puțin care erau extraordinari. Și își iau și ei locul pe un stream de genul, nu știu, 200 de oameni, constant, fiindcă cred că cu 200 de oameni, după cum am spus, din sub și alte cele, probabil ai putea să trăiești lejer. Și cred că un program de ăsta, să-ți faci un program cât de cât normal, ca o zi de work, să spunem, 8 ore pe zi de stream, something like that, de la, știi, ora cu tare, mă găsiți zilnic până la ora cu tărescu și îți iei tu o zi liberă, dacă ai chef. Înțeles. Așa deci, cred că ar arăta un stream de succes. Și odată pentru ce, mine. Odată ce ai atinge numerele astea, poți considera că poți trăi din streaming? Să eu, din nou, asta e o presupunere de mea. Nu știu pe Twitch. Sunt nou pe Twitch, cum am spus, dar eu asta cred. Cred cu vreo 200 de oameni constant. Cred că ai avea suficient subs și beats și toate cele, știi, ar veni. Încât să poți trăi din chestia asta în România. Acum când zic trăi, nu mă refer să trăiești regește, să spun, știi, să-ți permiți de toate oricând, oricât. Eu spun efectiv să-ți plătești facturi, să mânci și poate, nu știu, să iei o haină din când în când sau ceva, știi? Dar nu, asta, pentru mine chestia asta e suficient. Ar fi suficient, mie îmi place, cum am zis, foarte mult să mă joc. Cel puțin for a while ar fi suficient, știi? Dacă vreau mult mai mulți bănuți în staff, nu m-aș atinge de Twitch. Îți spun sincer, Twitch nu e o... E mai mult de plăcere, că e foarte plăcut să stai aici, știi? Mm-hmm. Dar aș sta departe, dacă aș vrea foarte mulți bănuți și chestii de genul, îți trebuie numere pe YouTube și după aia pur și simplu aștepți să vină. Uite, cum a fost site-ul ăsta de care ți-am spus, de la chinezi, știi? Adică, ca să faci o idee că... Eu am gura mare când vine vorba de bani, fiindcă toți banii pe care eu îi câștig din streaming, îi câștig fiindcă sunt oamenii acolo cu mine. Fie că îmi dau ei banii, fie că îi obțin dintr-o sponsorizare sau ceva, știi? Dacă ei nu erau acolo, eu nu aveam acea sponsorizare. Exact. Și de-aia am încercat mereu să fiu foarte transparent cu ei. Și chestia asta știu că o puteam spune, gândește că primeai 25 de cenți pe om, pe oră, ca să înțelegi cum se plătea. Deci gândește, dacă un om stătea pe live o oră, primeai 25 de cenți. Dacă erau 10 oameni, deja erau $2.50, 100 de oameni, $25 pe oră. Știi? Creștea. No, și la finalul lunii se adunau bănuții și erau mulți cei. Cel puțin pentru mine. Mie mi se păreau mulți bani. Da, da, adevărat. No, și banii, cel puțin în România, din streaming în staff, așa consider că se fac. Prinzi oferte de genul, că nu știi când apare, știi? Nu știi de unde vine, dar ideea e că tu trebuie să fii acolo, între ghilimele, în top, să ai numerele necesare și când apare o oportunitate de genul, să profiți de ea, să spun. Ai zis că nu mai crezi pe YouTube. Pe alte platforme mai ești activ? Faci... Nu. De ce? Doar Twitch momentan. Nu știu ce să fac pe alte platforme. De aia am încercat o perioadă cu Instagram, dar mi-am tras niște selfie-uri și după aia eram like, ok, și după 2 săptămâni mai fac încă un selfie sau ce? Nu știu, efectiv. Nu prea înțeleg stilul ăsta, știi? Mie, nu. Eu mă joc și that's about it. Nu mă trag în poze, nu fashion, da, vezi tu, guru sau ceva. Instagram-ul a fost oarecum setat ca o platformă de fashion, de frumusețe, dar nu, eu zic că prin Instagram poți să anunți oamenii, bă, urmează să intru live sau uite, hai că a apărut o problemă, mă fug repede până la magazin. Chestii de genul, să vorbești, să păstrezi oarecum comunicarea cu oamenii.
Okay. Prin Instagram. Nu trebuie neapărat să pui poze. Sau pui poza la setup. Suntem live, am intrat. Wow, uite. Da, de câte ori să faci aceeași chestie? Știi ce zic? Până poți când? Adică tot pui poze. Poți să aduci poze din trecut pe care le ai tu legate de gaming. Uite, eram aici. Eram în Londra și uite, mai aveam o lună până când începeam toată aventura asta. Chestii de genul, știi? Uite, aia zic. Că eu nu am poze. Efect, eu nu fac poze. Niciodată. Încep de acum. Și la anul o să ai. No, și mai era ceva. Adam, mai era ceva ce vreau să spun legat de treaba asta cu să anunți oamenii, să ai o legătură cu comunitatea. Exact de aia am un server de Discord și pe lângă asta pe YouTube există tabul de community. Nu știu dacă știi. Da, da. No, și a fost introdus de vreo un an, jumătate, doi ani, ceva de genul. Și poți să-i anunți acolo. Băi, astăzi nu vine live sau urmează chestia aia, urmează. Și poți să anunți numai... Știi că este un fel de sub acum și pe YouTube, există membership. Da, nu, și da. Poți să-i anunți doar pe ei dacă vrei, sau să postezi video special pentru ei, sau anunțuri special pentru ei și așa mai departe. Nu, n-am văzut necesar Instagram-ul. Chiar, eu sunt conștient că m-ar fi ajutat foarte mult, că se pot câștiga bani frumoși chiar și din Instagram, doar că dacă cineva chiar voia să știe, eu știu, ce se întâmplă cu stream-ul și așa mai departe, putea să intre, cum am zis, pe Discord sau pe YouTube, pe comunitate. Și dacă ai un program de stream, cum ar trebui să aibă toată lumea, eu n-am, dar ar trebui să am și eu, nu e nevoie să îi anunți pe oameni, că știi toată lumea, bă, e trecut de ora 10, e Scaro Live, poți să intri oricând după ora 10 la el și îl găsesc acolo, știi? Uite, așa e cu D, de exemplu. Eu în fiecare dimineață, și azi am fost dezamăgit că m-am trezit și am uitat că e duminică, nu? Da. Cred, da. Și el nu face stream duminica. Și eram like, bă, unde e D, ce fac? Eu stau aici, așa, mă trezesc și el nu e, știi? Și m-am obișnuit în fiecare dimineață, stau și mă uit la D. Știu că e acolo și nu trebuie să caut pe altcineva. Acum e o întrebare destul de grea. Dacă ai pierde tot, ai mai încerca cu live stream-ul? Ai luat de la început? Să știi că m-am gândit și eu la chestia asta de câteva ori și m-am gândit de mai multe ori și am avut tot răspunsuri diferite. Cred că depinde de situația în care sunt, știi, situația, nu știu, psihică, mentală, știi, în care sunt în momentul respectiv. Nu știu ce să spun. Uite, eu am lucrat, cât am stat în UK, am lucrat în vânzări, am lucrat cu oameni, am fost promotor, iar apoi am lucrat în vânzări. Și E dificil să lucrez cu oameni, dar înveți foarte multe chestii. Și, nu știu, sunt zile în care mă gândesc și parcă mi-e dor, știi, să am un job normal, să spun așa, să lucrez cu oamenii, dar după aia mi-amintesc și de zile rele. Sau uite, chiar acum, înainte să pornim podcastul ăsta, am fost până la Profi să-mi cumpăr, nu mai aveam apă, efectiv. Și am văzut în ce hal era tratată o tipă de acolo din Profi și de clienți și de colegele ei. Și m-a întristat puțin chestia și mă gândeam că bă, da, așa e, chiar se întâmplă și faze de genul, știi, e super de căcat. Și eu sunt foarte blessed, foarte binecuvântat, ce cuvânt prost, nu știu, sunt foarte norocos că pot să fac efectiv ce îmi place mie cel mai mult să fac și să trăiesc din chestia asta, știi. Dacă aș lua de la început, probabil că nu, fiindcă nu mai am suportul pe care, sau cred că aș mai putea obține suportul ăsta, știi, cum am zis, să-mi dea mama să mânc, de exemplu. Dar nu știu dacă aș mai vrea eu așa ceva, nu cred că aș putea să-i mai zic încă o dată, mă, dăm să mânc, știi, un an de zile sau... Și plus că puțin probabil să mai reușesc să fac ceva atât de repede, fiindcă nu mai sunt dispus să fac ce e necesar ca să cresc atât de repede, să spun așa. Deci, nu știu, e tough, indeed, e tough întrebarea. No idea. Cum împaci viața cu stream-ul? Cât de mult îți afectează viața personală? Cum e? Mai, eu mereu am compart... Care e cuvântul ăla? Nu. Nu știu, în fine, le-am împărțit. Ai separat. Da, am separat. Cei mai inteligenți decât noi să ne lasă în comentariu să ne spună da, cuvântul chiar. Proper. le-am separat, fiindcă și când sunt la work, sunt la work. Nu combin work-ul cu familia, cu iubita, cu, nu știu, prietenii, cu nimic. Știi, work-ul rămâne work, familia rămâne familie, relațiile personale, stream-ul e stream. Știi? Mi se pare
nu mi se pare ok să le combin. Chiar dacă o fac cu prieteni cu care mă joc, că mă joc cu ei de o viață efectiv, știi, și dacă tot fac stream uneori, mai nou destul de des, mă joc și cu ei pe stream. Ceea ce mie nu mi se pare ok, că nu cred că ar trebui să expui alți oameni streamului, fiindcă nu e o chestie chiar atât de nu e o chestie doar pozitivă, cum cred mulți oameni. Știi, uite ce tare asta. Se joacă lumea, se uită la el și toate sunt bune și frumoase. Știi, am avut, s-a întâmplat prieteni cu care m-am jucat și au fost hărțuiți după aia pe Discord, pe Instagram, etc. de oameni random. Știi, nu e ok să-i expui internetului, să spun așa, pe alți oameni. Și de aia e foarte important să le separi, din punctul meu de vedere. Și nu. Îmi afectează viața doar când vreau eu neapărat să fac stream. Adică e ca un job până la urmă, știi, că și la job nu poți zic, bă, nu ies astăzi că mă duc la lucru, știi, nu ies astăzi că fac stream sau ceva. Nu e mare diferență. Da, v-am zis ceva, dar am uitat. Scuze. Nu-i problemă. Mă iau și extind subiectul prea mult. Spune-mi, nu, stai niștit. Poate revine ideea că îmi place la podcasturi că e, când am început, am zis-o de la început de fapt, că este și o dorință egoistă de-a mea să stau de vorbă unul la unul cu oameni care au reușit sau oameni care sunt în branșe și etc. Și pur și simplu mă trezesc că stau și ascult, sunt absorbit de informația care vine, cunosc omul și la un moment dat mă trezesc că bă, stai că trebuie să urmeze o întrebare acum, nu? Adică, înțelegi? Și în capul meu vin multe chestii. Spune-mi ce ne arată viitorul. Ce planuri mai ai? La fix au venit întrebarea asta, la fix că sunt confuz legat de chestia asta, știi? Asta mă întrebam și eu iar în ultimul timp. What's the plan? Ce-i next? Știi? Că ți-am spus, îmi face foarte mare plăcere să fac live-uri pe Twitch, sunt mult mai relaxat, doar că nu știu dacă voi putea trăi din asta. Încerc cumva să nu las YouTube-ul de tot, încerc să planul în viitorul foarte apropiat este să mă joc whatever, am chef, că mereu m-am jucat ce am avut chef, nu mă joc ce se cere, știi, fiindcă e popular, mi se pare greșită chestia asta, că dacă if I don't enjoy it, vibe-ul automat e negativ, știi, și nu transmit un lucru bun potențialului viewer. Și încerc să mă joc ce am chef și cumva să traduc în episoade ce se întâmplă pe live și să pun pe YouTube. Nu e un format care prinde, mai ales în România, foarte bine, dar nu, eu sper să meargă. Poate, iarăși, am noroc de un joc care îmi place foarte mult și cumva devine foarte popular și atunci cu siguranță o să meargă chestia asta, că e destul de hardcore când îmi place ceva, știi, mă joc foarte mult și am, cred, un edge față de alți creatori de conținut care nu-și prea bat capul, știi, adică ei n-au nevoie, mai ales ăștia mai mari, știi, ei n-au nevoie să facă asta, ei se joacă puțin, postează că oricum face view-urile, it's all good, știi, și nu, dacă mă pot diferenția prin chestia asta, măcar să fac și eu acolo ceva, it's all good. Da, oarecum tu ai gândirea necesară și înțelegi oarecum YouTube-ul, adică nu o să fie, cum am auzit mulți oameni care s-au apucat de YouTube și după o lună s-au lăsat că n-au făcut view-uri. Cred că tu ai răbdarea necesară să testezi episoadele astea de care spui tu. Că probabil o să încep cu un format, dar într-o lună o să fie cu totul diferit. Tot același conținut, să zic așa, dar altfel montat, să zic. Asta ziceam că, da, înțeleg ce prinde pe YouTube. Cred că, uite, acum dacă ar fi să-mi fac, să zicem, un canal de la zero, chiar cred că aș ajunge să fac niște bănuți cu el foarte repede, foarte repede însemnând să spunem 3 luni de zile. Doar că nu sunt absolut deloc dispus să fac căcaturile de pe YouTube, știi? Că altcumva nu le numesc, mie așa mi se par majoritatea chestiilor care prind. Știi? Până la urmă toată drama mai muțăreală și scandalurile astea de 2 bani, astea prind și chiar are sucre un video destul de drăguț, un experiment, mi-am zis că l-a făcut asta iarnă, dacă nu mă înșel, de la 9 la 190.000 de views, ceva de genul. Și au făcut niște teste cu nu mai știu câte videoclipuri, 10, 12, știi? Avea un plan, pe o lună. Da. Și arăta exact, ceva exact. Să posteze și clickbait-uri, chestii, da. Exact. Și o demonstra practic cât e de ușor. Știi, și el încă s-a folosit de subiecte destul de... O folosit niște metode
destul de ok, să-i spunem. Adică poți să fii mult mai agresiv cu chestia asta și să ai rezultate mult mai rapide și mult mai impresionante. Da. Din nou, trebuie să știi ce vrei exact, dacă ești dispus să te duci acolo sau nu. Crezi că se va schimba vreodată chestia asta pe YouTube? Să apară mai mult, să fie apreciat mai mult conținutul de calitate decât treburile astea? În România e problema, știi când cred că o să fie? În primul rând, noi ca și creatori de conținut trebuie să oferim conținut. Eu ce fac, eu nu consider că e conținut de calitate. Gen, nu-i nici... E ceva foarte basic, ceva, să spunem, normal, știi? Nu-ți prea creează nicio star, nicio nimic. E gameplay, eventual diferite provocări în diferite jocuri care... No, pe care majoritatea oamenilor poate nu le-ar putea face, majoritatea jucătorilor care nu prea au timp să joace cât timp am eu, de exemplu. Dar nu e nimic extraordinar. Cred că în momentul în care YouTube-ul România o să fie plătit cum e YouTube-ul în afară, atunci și creatorii de conținut o să, din respect pentru ei, să spun așa, o să stea și o să facă conținut de calitate, fiindcă ei vor ști că, bă, am stat poate 3 zile, o săptămână sau cât am stat la clipul ăsta, dar e suficient, adică îmi aduce suficienți bănuți cât să pot, cât să-mi ofere suficient timp să mai creez încă un clip de genul, care și el la rândul lui îmi aduce suficienți bănuți, să am timp să fac încă un alt clip de calitate și așa mai departe. Momentan, fiindcă tu trebuie să stai nu știu cât timp să creezi un clip calitativ, știi, te pune pe gânduri chestia asta, că băi, de ce îți depune efortul? Că nu uite pe ăștia, lasă ce fac, ăștia alții într-o oră ori filmat 3 clipuri spuse, deja și au 100.000 de vizualizări, poate, știi? N-ar niciun sens să te chinui și ăia, nici ăia cu 100.000 de vizualizări poate nu au, nu fac cine știe ce bănuți, adică comparativ cu ce se câștigă în afară, știi, e nothing în România, YouTube-ul e zero. Și de aia îți trebuie efectiv foarte multe, foarte multe numere. Și cred că atunci când YouTube o să fie mult mai bine plătit, atunci o să apară și creatorii de conținut care o să depună mult mai mult efort pe clipuri, fiindcă va merita să faci chestia asta. Și atunci poate se schimbă ceva, but I doubt it. Că atunci te gândești că ceilalți care fac acum view-uri ușor, să spun, vor face și mult mai mulți bani cu acele view-uri făcute ușor. Știi, poate o să le scadă din view-uri acelor oameni, fiindcă vor avea vor avea mai multe clipuri din care să aleagă, la care se uită, știi, și poate o să o parte din ei o să prefere să uite la astea alte mai high quality făcute de oameni talentați, dar overall să fie o întoarcere de aia nebună, nu cred că o să vedem așa ceva. Interesant că ești foarte realist. Acum am ajuns la partea preferată a mea. Am nevoie de două sfaturi de la tine. Unul pentru sfat pentru un streamer la început de drum. Asta e primul și următorul e mai frumos. Un sfat pentru un streamer la început de drum. Dacă e sub 18 ani, adică dacă încă trăiește probabil cu familia și are acces la hardware-ul necesar, să spun așa, pentru a face stream, just go for it, că înveți pe parcurs. Foarte multe o să le înveți pe parcurs, că și poți să faci temele cum am făcut și eu temele foarte mult timp. Și când m-am apucat, m-am simțit complet pe lângă. Eram like, bă, dar eu teoretic știam tot. Teoretic, știam, am învățat, am studiat, am uitat la alții. Mii, cred că, de clipuri cu tutoriale în shit. Și când m-am apucat, eram, nu bun, acum ce fac, știi? Nu știam nimic. Just do it. Dacă ai sub 18 ani, dacă ai peste, să fii foarte realist, să faci temele înainte. Nu, diferă situația de la om la om. Cum am fost și eu... Știi, pe mine m-au susținut ai mei financiar, să spun așa, dar aveam un plan în minte și am zis că după un an de zile, dacă nu reușesc să fac ceva din treaba asta, I'll just give up. Că nu pot să mă aștept să dea mama să mâng. Dar stai puțin, ai fi avut tăria să zici, bă, stop, n-am reușit? Dacă dar nu e de tărie, e de circumstanțe, pur și simplu, adică n-aș fi avut de ales, așa funcționează, cel puțin așa a fost la mine. Noi ce puteam să fac să mai, știi, dacă vedeam că nu merg, dacă măcar poate să zicem că eu aveam un goal, un exemplu banal, dar eu trebuia să ajung la 100% de la 0 în anul ăla, știi? Și să zicem că eram la un 80% din goal. Atunci, știi, când ești la 80%, deja se mișcă lucrurile, îți dai seama, băi, trebuie să prelungesc poate termenul ăsta cu 2-3 luni sau ceva, știi, și o să ajung acolo. Atunci e altă situație, da?
pardon, dacă chiar vrei, dacă chiar vezi că nu mișcă nimic, no, just give up and that's it. Chiar cred că streamingul poate fi pentru toată lumea, cred că îl poate face oricine, dar... Nu toți pot ajunge sus. Băi, sus, acolo, da, așa, ai dreptate, nu toți pot ajunge acolo. Dar îi ca orice altă disciplină, trebuie să o studiezi, să o înveți, să o înțelegi și să fii dispus să faci ce e necesar ca să progresezi, practic. Am înțeles. Mă... Acum... Să-și facă bine temele pentru adult, să-și facă bine temele, ăsta e sfatul, și să știe de la început ce vor să facă, știi, nu doar, bă, vreau să, că mulți cred că așa și imaginează, că dai drumul, dai start în OBS și gata, te joci și that's it, știi, gata, toate-s bune, toate-s frumoase, vin banii, vine faimă. Da. Nu e chiar așa. Acum, un sfat de viață pentru cei care ne-au urmărit până acum, toată lumea se blochează la chestia asta. Da, nu știu, ce le spun... Ce le spun mereu pe streamuri de când m-am apucat, îi să beți apă. Foarte. Știu că e o chestie atât de banală, dar trăiam cu mama, gen, în casă, și dacă mă crezi, erau zile în care efectiv consuma un pahar de apă și atât, o zi întreagă, știi? Nu e ok, like, corpul nostru e cam prostalău când vine vorba de a ne transmite faptul că are nevoie de extra apă. Când el deja ne zice că ne e sete, foarte frumos, ai cafea sau ce e acolo? Nu, este apă. Nu beau cafea, nu beau nimic, nu. Cu apă. Oh, bun. Da, eu beau energizant, nu e un exemplu bun, dar e cafeaua mea cum ar veni. Uh-huh. Da, corpul nostru e prostalău când vine vorba să ne... De a ne transmite faptul că are nevoie de extra apă, așa că noi trebuie să fim acolo pregătiți, anticipat, îi dăm să bea și ne ajută chestia asta foarte mult și psihic și fizic, cred că mult mai mult decât realizăm foarte mulți dintre noi. Gen, dacă ești deshidratat, e grav. Spune-mi pe final unde te găsește lumea. Pe Twitch. Momentan pe Twitch mă găsește lumea, Scaro, Twitch TV sau cum e, slash Scaro8. O să lăsăm niște link-uri și, în descriere. Și pe YouTube e youtube.com/scar88 din nou. Mm-hmm. Mersi că ți-ai făcut timp. Acum, atât. Mersi foarte frumos că m-ai invitat. E foarte interesant. Da, ți-a plăcut discuția? Da. E chiar fain să discuți cu... evident că tu știi. Știi, e foarte interesant să discuți cu alți oameni din domeniu, să spun așa. Știi că nu poți să te duci la o bere cu un prieten să discuți despre chestii de genul. Adică poți să-i explici de el. Aha, da. Da, știi? Da, e frumos. În București ne ajută foarte mult acel BLP, Bloggers Land Party, unde ne strângem foarte mulți oameni din domeniu și vorbim, închipuiesc, două zile în care vorbești numai chestii de genul. Da, și te mai și joci în același timp. Ce e chestia aia? Este un party. Se numește Bloggers Land Party, urmează să fie ultima ediție când se termină carantina și putem să o facem. Ultima ediție? De ce? Da, pentru că își schimbă formatul oarecum, pentru că okay. Bloggers Land Party. Lumea zice, bă, de ce să mă duc că e Bloggers? Ah, da, știu, dar au fost în Cluj, când am stat în Cluj trebuia să mă duc la așa ceva. Da, a fost în Cluj, o ediție în Cluj, da. Ok, interesant. N-am fost, da? Da, și regret mai, acum. Mai e și Comic-Con-ul și Bine. Gaming Week, dar e cam haos acolo. Da, evenimentele astea, nu știu, am fost la foarte multe, dar noi, într-adevăr, mai dai de creator de conținut și mai discuți, dar nimeni n-are timp de nimic pe acolo, ai treabă cel puțin, mai ales dacă te duci ca invitat, de exemplu. Deci ai simțit nevoia de un eveniment mai intim așa, doar cu creatori, doar cu streameri? Dacă aș simți nevoia sau dacă am simțit, ai întrebat? Nu, dacă simți nevoia, dacă tu te-ai duce la un eveniment de genul. Da, ar fi foarte tare. Interesant, poate să uite cine trebuie la podcastul ăsta și, și face. Gata, ne oprim aici, mersi încă o dată că ți-ai făcut timp. Mersi și eu foarte mult de invitație. Și spor la treabă în continuare. Da, mersi, la fel, bye. Putere, tati! Da, pă, da, cu pumnul, atâta fatem. Tam cu pomnele de tam ti dam în cap, atat-tap-tap-tap noi. Tine atutem, au, atat-tap-tap-tap noi. Dam cu putere, avem pomnul glau, nu gândim, dar dam cu capul.